Artiști și compozitori din showbizul de la noi și-au făcut de cap la Picnicul de Muzică, primul proiect din Republica Moldova care își propune să adune la un loc cei mai buni producători, compozitori, orchestratori, textieri și interpreți din țară pentru a lucra în comun la viitoarele hituri radio, pentru a încerca să lucreze în echipă și pentru a socializa creativ în ambianța naturii. Ideea asta există de mult în România și SUA. Știu că multe țări din Europa au această practică și este una binevenită, deoarece chiar astăzi ne-am convins că lucrul în echipă aduce alte rezultate. S-au adunat cei mai talentați de la noi să lucreze în comun și cred că unde sunt mai mulți puterea crește. Colaborez de mult timp cu Andrei Tostogan și de că astăzi am venit să-l susțin, să producem și alte piese, alte idei alături de prietenii noștri. Invitatul special a venit din România, Dan Deaconu, cel care a produs piese pentru artiști precum DJ Project, Glance, Mandinga, Ovi și alții, recunoaște că a găsit ceva voci bune și în Moldova. Este un eveniment foarte tare, organizat de prietenul meu Andrei, l-am cunoscut de ceva vreme și foarte mulți artiști, multă distracție, piese bune. Am făcut cunoștință cu mulți artiști din Moldova, foarte talentați toți, foarte deschiși, open-minded și distractivi în același timp. Mai bine de 48 de ore s-a lucrat asupra pieselor, au trasat linii melodice și într-un final au propus artiștilor un playlist cu potențiale viitoare hituri. Am făcut, ați văzut, în câteva secunde, pot să zic, minute, am făcut multe piese. Ieri au fost 7 produse aici, în sânul naturii. Astăzi, ai văzut și tu, sunt mai multe. Deci am făcut un amalgam de demo-uri cu chestii reușite și mai puțin reușite, care le vom alege. Și vom asculta după sesiune care sunt ok și care s-ar potrivi pentru noi. Toate piesele sunt bune, sincer ne distrăm toți împreună și am și improvizat de ceva deja toți împreună și e foarte distractiv. Până când n-am reușit nimic să aleg, dar mi-au plăcut câteva. Sunt mai multe piese astăzi în care mă regăsesc eu oarecum și noi oferim idei. Până la urmă, cui o să-i placă piesele mai mult, acela va avea de câștigat. Am avut plăcerea să mă aflu alături de mulți colegi de Breasla. Am făcut cunoștință și cu lumea nouă, producători din România. Vă spunem că etapele următoare de dezvoltare a proiectului vor fi mult mai interesante pentru că a fost pentru prima oară și n-am știut nici noi prea bine cum să ne adaptăm cu anumite chestii, dar acum avem o mică experiență și data viitoare va fi mult mai tare.